mult timp, de mai mult timp, avem anumite planuri, dar vă rog acum că mai ieșim din valul crizei pandemice, să mergem, să vedem care este situația pe loc, să vorbim cu instituțiile din subordine, cu instituțiile care sunt în subordine autorităților publice locale, dar în sectorul nostru. Aici, în special, eu vreau să rog pe doamna Nemerenco, ministrul sănătății, și domnul Topal, ministrul educației. Eu primesc foarte multe solicitări unde oamenii vor să vă vadă în teritoriu, vor să știe că dumneavoastră cunoașteți problemele de pe loc și să vă întâlniți cu instituțiile din sectorul dumneavoastră. De asemenea, noi foarte mult discutăm cu autoritățile publice locale despre o problemă complicată și ea este complicată și asta e regimul juridic al iazurilor și bazinelor acvatice. Și eu vă rog, doamna Cantarăgiu, să urgentăm lucru pe legislația care va reglementa regimul juridic a iazurilor, astfel ca în decurs de o lună să avem un concept care poate fi supus consultărilor cu primarii. Deci o soluție care poate fi supusă unor consultări. Și cu aceasta propun să trecem la ordinea de zi. Sunt careva propuneri pentru ordinea de zi? Domnul Litvinenco, vă rog. Stimată doamnă, bună dimineața, stimați colegi, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, solicit respectuos să excludem din ordinea de zi a ședinței de astăzi a proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea regulamentului cu privire la modul de demolare a construcțiilor neautorizate și defrișarea arborilor și arbuștilor, numărul 5 din agenda ședinței de astăzi. Este un proiect extrem de important, dar mai sunt necesare unele discuții suplimentare pentru a ne asigura că implementarea are loc în mod corespunzător. Inclusiv urmează să mai discutăm cu colegii din cadrul CALM. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult! Mai sunt careva propuneri? Domnul Satăi, vă rog! Stimată doamnă prim-ministru, solicit includerea pe ședința agendei de astăzi, modificarea hotărârii de guvern numărul 20 din 15 ianuarie cu privire la Consiliul Național pentru Problemele Veteranilor de Război. Este legat și de decizia de astăzi în privința organizării evenimentului din 2 martie, așa înțeleg, da, domnul Năsat? Corect, doamna prim-ministru. Mai sunt alte propuneri? Dacă nu sunt, atunci propun să fie adoptată agenda cu subiectele propuse de domnul Litvinenco și domnul Năsat. Cine este pentru, rog să votăm. Vă mulțumesc, agenda este adoptată. Trecem la ordinea de zi. Problema cadrelor, primul raportor, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, domnul Cuc, vă rog. Bună dimineața, doamnă prim-ministru, stimați colegi. În temeiul articolului 86, alineatul 2 din Constituția Republicii Moldova și articolului 10, alineatul 6 din legea cu privire la serviciul diplomatic, Ministerul de Externe prezintă următoarele propuneri spre examinare și aprobare. Numirea domnului Victor Chirilă, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în România, în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Serbia, prin cumul cu reședința la București. Numirea domnului Dumitru Socolan, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Japonia, în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Coreea, prin cumul cu reședința la Tokyo. Numirea doamnei Corina Călugăru, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Franceză, în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Principatul Monaco, prin cumul cu reședința la Paris, și în calitate de delegat permanent al Republicii Moldova pe lângă Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO, și reprezentant personal al președintelui Republicii Moldova la Consiliul Permanent al Francofoniei, și numirea domnului Eugen Revenco, ambasador extraordinar și plenipotențial al Republicii Moldova în Regatul Spaniei, în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențial al Republicii Moldova în Principatul Andorra, și reprezentant permanent al Republicii Moldova pe lângă Organizația Mondială a Turismului, prin cumul cu reședința la Madrid. Înaintând președintele Republicii Moldova, proiectele decretelor respective. Rugăm susținerea.
Vă mulțumesc. Este vorba despre exercitarea prin cumul a funcțiilor pentru toți acești ambasadori. O să votăm pe rând. Cine este pentru numirea domnului Victor Chirilă? Aprobat. Vă mulțumesc. Vă rog să votăm pentru numirea domnului Dumitru Socolan. Vă mulțumesc. Numirea doamnei Corina Căluguru, ambasador prin cumul? Aprobat. Și, în sfârșit, numirea domnului Eugeniu Revenco prin cumul. Vă mulțumesc. Următorul subiect, domnul Budeanski, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai guvernului, în temeia articolului 7, litera I, din legea numărul 136-2017 cu privire la guvern, și la articolul 65 din legea numărul 158 din 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, se propune încetarea raportelor de serviciu ale doamnei Veronica Ursu în funcția de secretar de stat al Ministerului Finanțelor în domeniile investiției publice, asistență financiară externă, datorii publice și sistem trezorerial, din data de 3 martie 2022, în baza cererii de demisie. Rog să susțineți propunerea. Mulțumesc! Mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestei propuneri? Aprobat. Următorul raportor, domnul Udrea. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, în temeia articolului 7, litera I din legea numărul 136 din 2017 cu privire la guvern, articolul 8, aliniatul 5, litera articolului 47 din legea numărul 158 din 2008 cu privire la funcția publică și statut funcționarului public, se propune numirea prin detașarea doamnei Svetlana Țurcanu în funcție de secretar general adjunct al guvernului din data de 1 martie până la 31 mai 2022. Rugăm susținere. Vă mulțumim. Extindem această detașare. Cine este pentru? Rog să votăm. Aprobat. Vă mulțumesc. Trecem la al doilea subiect pe ordinea de zi. Raportor Ministerul Educației. Vă rog, doamna Cazacu. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, Ministerul Educației și Cercetării prezintă proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea hotărârii Guvernului numărul 969 din 2018 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea compensațiilor bănești anuale personalului de conducere și didactic din instituțiile publice de învățământ general. Proiectul hotărârii Guvernului prevede creșterea cuantumului compensației anuale pentru cadrele didactice și de conducere din instituțiile publice de învățământ general de 2 ori. De la 2.000 de lei la 4.000 de lei pentru un an de studii. Cadrele didactice și de conducere din instituțiile de învățământ general vor primi compensații majorate începând cu anul 2022. Compensațiile pentru personalul didactic sunt prevăzute pentru procurarea de suporturi didactice, dicționare, crestomații, reviste de specialitate, auxiliare didactice, literatură artistică, a tehnicii de calcul, calculator, laptop, tabletă, componente PC, periferice PC, software pentru PC, a produselor software, a consumabilor pentru calculatoare, pentru servicii de internet, dar și pentru produse de berotică și papetărie. Compensațiile vor fi acordate tuturor cadrelor didactice titulare care activează învățământul general public, inclusiv cadrelor didactice de conducere care desfășoară activitate didactică. Majorarea cuantumului compensației de la 2.000 de lei la 4.000 de lei este un angajament al Guvernului, asumat în programul de guvernare, în acest scop fiind prevăzute circa 172 de milioane de lei. De aceste compensații vor beneficia peste 43.000 de cadre didactice, titulare și de conducere. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Educației și Cercetării și are scopul de a sprijini formarea profesională continuă a cadrelor didactice și de a asigura creșterea calității procesului de predare, învățare, evaluare, precum și implementarea eficientă a TIC-ului în educație, dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice, etc. În contextul celor menționate, rugăm susținerea proiectului dat. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat, un proiect foarte important. Vă rog să fie clar pentru toată lumea cum accesează, pentru toate cadrele didactice
ca să nu avem impedimente birocratice în accesarea acestor fonduri. Următorul subiect, domnul Budeanski. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea avizului la proiectul de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității gospodăriilor țărănești, prezentat cu titlul de inițiativă legislativă. Scopul proiectului vizează implementarea procedurii de radiere din Registrul Gospodăriilor Țărănești și Registrul Fiscal de Stat a Gospodăriilor Țărănești care sunt inactive, lista cărora va fi determinată de Serviciul Fiscal de Stat. La ziua de astăzi, mai exact la 31 ianuarie, erau înregistrate puțin peste 111.000 de gospodării țărănești. În ultimii 3 ani de zile au depus o declarație prin care putem să constatăm că ele sunt active doar puțin peste 25.000. Aceasta creează o imagine eronată privind potențialul nostru agricol și de fiecare dată ridică mari confuzii în privința agențelor economice care activează în agricultură. Pe de altă parte, cetățenii care la un moment dat ajung să radieze sau doresc să radieze sau sunt solicitați de către fisc la un moment dat să trezesc cu datorii enorme la BAS, datorii despre care ei niciodată nu au știut, din cauza că înregistrarea gospodăriilor țărănești pe parcursul timpului a fost deseori fără cunoașterea persoanelor de fapt că ei au deschis așa o formă de activitate de antreprenor, cum este gospodăria țărănească. Pentru a elimina aceste dificultăți și nu a impune persoanele să plătească sume destul de mari pe drept, care nu au activat ca gospodării țărănești. Adică nu este o datorie, de fapt, reală. Este o datorie apărută din cauza că a fost de iure înregistrată o gospodărie țărănească, dar de fapt ea nu a activat ca gospodărie țărănească. Iată, pentru a înlătura și această problemă, acest proiect de lege vine să rezolve aceste două părți. Acum, cum acest proces va fi efectuat? Procesul de radiere va fi efectuat de către fisc în baza la câteva criterii cumulative. În primul rând, este înregistrată până la 31 decembrie 2018. În al doilea rând, pe parcursul perioadei 2019-1 aprilie 2022, nu a efectuat operațiuni pe niciun cont bancar sau de plată care a fost înregistrat sau declarat a gospodăriei țărănești. Pe parcursul perioadei 2019-2022, nu a deținut echipamente de casă și control. Nu este fondator al unei persoane juridice și nu este înregistrată în calitate de subiect al impunerii cu TVA. Nu înregistrează restanță la bugetul de stat local la situația de 01 aprilie 2022. Nu a beneficiat de sprijinul financiar din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pe parcursul perioadei 2019-1 aprilie 2022. De asemenea, nu cad sub incidența prezentei legi gospodăriile țărănești care au fost implicate în activități infracționale conform Codului Penal din Republica Moldova. Proiectul a fost supus avizării de către autoritățile interesate în modul stabilit de legislație, iar obiecțiile și propunerile acestora au fost luate în considerație la definitivarea proiectului. În contextul celor menționate, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Încă o dată, repet, este un proiect important care afectează multe primării, mulți oameni care au creat aceste gospodării țărănești sau pentru care s-au creat gospodăriile țărănești fără ca ei să cunoască și a fost foarte important să găsim un mecanism unde cu adevărat să ne concentrăm pe cele care sunt inactive, pentru că există și gospodării țărănești care înfloresc, ne bucurăm, dar trebuie să ne asigurăm că oamenii care nu au venituri nu vor fi cumva
impuși să plătească sume pe care nu și le pot permite. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea atât de bună a subiectului. Cine este pentru aprobarea acestui aviz? Vă mulțumesc. Următorul subiect, domnul Litvinenko. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi. Prezint atenției noastre proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea articolului 13, alineat 4, litera A, din legea 154/2012 privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor. Esența proiectului rezidă în excluderea normei care prevede obligativitatea efectuării evaluării extraordinare a performanțelor judecătorilor în cazul în care aceștia urmează a fi numiți până la atingerea plafonului de vârstă, astfel judecătorii a căror mandat de 5 ani a expirat sau va expira până la 1 aprilie 2022 vor avea posibilitatea să fie numiți până la atingerea plafonului de vârstă în baza evaluării ordinare efectuată odată la 3 ani. Scopul acestui proiect este de a sincroniza prevederile legale cu modificările constituționale referitoare la sistemul judecătoresc operate în 2021 și care vor intra în vigoare de la 1 aprilie 2022, totodată se va evita blocajul creat în sistemul judecătoresc din cauza nefuncționalității din octombrie 2020 a colegiului de evaluare, adică acel colegiu care efectuează evaluarea extraordinară a performanțelor judecătorilor care urmează a fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Din cauza nefuncționalității, în prezent, sunt circa 60 de magistrați, mandatul cărora a expirat sau va expira până la 1 aprilie 2022, nu pot fi propuși spre numire în funcție până la atingerea plafonului de vârstă și proiectul respectiv este în măsură să rezolve această problemă. Țin să menționez că atribuțiile președintelui Republicii Moldova în ceea ce privește confirmarea sau, după caz, neconfirmarea judecătorilor cu probleme de integritate se păstrează în cadrul legal în vigoare. Rog respectuos susținerea acestui proiect de lege. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Litvinenko. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Punctul numărul 5 a fost exclus din agenda. De aceea trecem la punctul numărul 6. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, doamna Dăbișa, vă rog. Bună ziua tuturor, stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, spun atenție de noastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea semnării acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind construcția podului rutier transfrontalier peste râul Nistru la frontiera de stat moldo-ucraineană în zona localităților Cosăuți-Iancuri. Proiectul a fost elaborat în temeiul stipulărilor legii privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova și prevede aprobarea semnării acordului citat. Scopul acordului rezidă în asigurarea construcției și durabilității podului rutier transfrontalier, care să interconecteze infrastructurile rutiere între cele două state, și anume drumul național R14 Cosăuți cu frontiera cu Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova și respectiv drumul național Mogilev-Podolski-Iancol, Crizopil-Deșad-Iuman, teritoriul Ucrainei. Ceea ce va susține necesitățile cetățenilor pentru mobilitate, va facilita comerțul piața internă și cea internațională, precum și va spori rolul în care Republica Moldova îl are în calitate de punct de legătură între statele Uniunii Europene și comunitatea statelor independente. Consecutiv, evocăm că construcția podului respectiv este prevăzută și în memorandumul privind dezvoltarea potențialului de transport și tranzit al Republicii Moldova și Ucraina semnat la 21 ianuarie 2021 în Kiev și prevede dezvoltarea infrastructurii rutiere pe traseul Chișinău-Soroca-Iancul-Kiev. Conform proiectului de acord, Guvernul Ucrainei va asigura finanțarea pentru proiectul tehnic al obiectivului, inclusiv va asigura construcția podului propriu-zis, precum și construcția infrastructurii conexe pe teritoriul său. Iar Guvernul statului nostru va asigura construcția infrastructurii rutiere conexe de pe teritoriul său. Cheltuielile pentru construcția infrastructurii rutiere drum spre acces pe pod pe teritoriul statului nostru vor constitui aproximativ 900 milioane lei.
Menționăm de asemenea că în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului 131 din 2021 pentru inițierea negocierilor asupra proiectului acordului cel amintit, pe parcursul lunii noiembrie curent au fost desfășurate negocieri la textul acordului respectiv. Ulterior, conform procedurii, vor fi solicitate acordarea deplinelor puteri domnului ministru Spânu pentru semnarea proiectului acordului. Proiectul a fost supus procedurii de avizare conform cadrului normativ în vigoare. Solicităm susținerea acestuia. Vă mulțumesc. Doamna Dabija, când este planificat să fie finalizat podul? Imediat și colegii noștri vor efectua studiul de fezabilitate, dar următoarea etapă urmează semnarea nemijlocită a proiectului acordului, procedura de ratificare reglementată de legea privind tratatele internaționale și demararea nemijlocită a edificării construcției. Am înțeles. Da, cine mai are întrebări? Cineva? Dacă nu, cine este pentru susținerea acestui proiect? Și asta un proiect foarte important. În același timp, rog Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale să studieze subiectul bacului care trece Nistru între timp până se construiește acest pod. Este un bac în proprietatea privată și înțeleg că sunt probleme cu funcționarea lui care îi face pe cetățeni să se întrebe care sunt cauzele, care ar fi soluțiile. Noi avem și prioritar reconstruirea bacului de la Molovata, dar să înțelegem care sunt problemele și dacă putem face ceva pentru a oferi servicii cetățenilor. Înțeleg că ar fi anumite reglementări prin care am putea impune anumite comportamente. Și înțeleg că agentul privat are și încălcări acolo, dar vă rog frumos să studiați acest subiect și să încercăm să venim cu soluții pentru oameni în acest caz, până la construcția acestui pod pe care îl așteaptă foarte multă lume. Da, vă mulțumesc! Următorul subiect, domnul, din nou Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, doamna Dabija. Da, de această dată este de asemenea un pod, doar că este peste râul Prut deja. Spun atenție dumneavoastră, proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind aspectele tehnice, financiare, juridice și organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea podului rutier de frontieră între cele două state pe râul Prut, între localitățile Ungheni, Republica Moldova și Ungheni, România, semnat la 11 februarie 2022. Proiectul a fost elaborat în temeiul stipulărilor legii privind tratatele internaționale și prevede realizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului, care, după cum am menționat, a fost semnat în data de 11 februarie curent. Menționând de asemenea că prin hotărârea 49 din 2022 a fost aprobat semnarea acordului, iar ulterior a fost semnat nemijlocit în cadrul ședinței de 11 februarie. Ratificarea acordului va permite construcția podului menționat și va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării regionale și va impulsiona creșterea economică a regiunilor din apropiere prin susținerea necesităților cetățenilor pentru mobilitate și nemijlocit facilitarea comerțului intern și internațional. Rog susținerea proiectului care de asemenea a fost avizat și coordonat conform procedurilor cadrului normativ. Mulțumesc! Este vorba despre aprobarea acestor acorduri pe care le-am semnat în timpul ședinței Comune a Guvernelor Republicii Moldova și România și am rugat membrii Guvernului să ne mișcăm foarte repede cu toate procedurile de aprobare și de intrare în vigoare a acestor acorduri ca să putem grăbi lucrurile și de aceea vă mulțumesc doamna Dabija, mulțumesc Ministerului Infrastructurii pentru că au accelerat acest lucru și rog celelalte ministere care încă nu au făcut toate procedurile pentru a aduce aceste acorduri semnate în procedura de aprobare în guvern, să o facă cât mai repede. Cine este pentru aprobarea acestei hotărâri? Vă mulțumesc. Următorul subiect, doamna Dabija, alt pod? Da, alt pod.
cel de la Giurgiulești-Galați, care spre deosebire de podul anterior ce va fi edificat ca și nou, ăsta vizează consolidarea unui pod deja existent. Stimați colegi, doamnă prim-ministru, supun atenție dumneavoastră proiect hotărârii Guvernului prin aprobarea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind aspectele tehnice, financiare, juridice și organizatorice referitoare la consolidarea podului rutier de frontieră între cele două state peste râul Prut, între localitățile Giurgiulești, Galați, care de asemenea a fost semnat, după cum ați menționat, în ședința de 11 februarie. Proiectul a fost elaborat în temeiul stipulărilor legii privind tratatele internaționale și de asemenea prevede realizarea procedurilor interne privind intrarea în vigoare nemijlocită a acordului, și anume aprobarea acordului, notificarea Guvernului României despre aprobarea acestui acord, precum și stabilirea instituțiilor responsabile în vederea întreprinderii măsurilor necesare pentru realizarea prevederilor acordului. Prin hotărârea Guvernului 65/2022 a fost aprobată semnarea acordului. Menționăm că aprobarea acordului, ca și în cazurilor precedente, va asigura realizarea lucrărilor de consolidare a podului în vederea sporirii siguranțelor în exploatarea și prelungirea duratei de viață acestuia. Țin să mulțumesc de asemenea și colegilor la Ministerul de Externe care au fost foarte receptivi în promovarea și prezentarea spre aprobarea tuturor acestor acorduri internaționale. Mulțumesc! Mulțumesc! Cine este pentru aprobarea acestui acord? Aprobat. Doamna Dabija, continuați, vă rog, cu acordul pe roaming. Mulțumesc. Un alt acord important, care de asemenea a fost semnat în ședința din 11 februarie, vizează acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între cele două state. Spun atenție noastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea acestui acord, care de asemenea a fost elaborat în temeiul stipulărilor aceleiași legi prin la tratatele internaționale și nemijlocit vizează demararea procedurilor interne privind implementarea și intrarea în vigoare a acestui acord. Acord. Se propune aprobarea acordului, notificarea Guvernului României privind aprobarea acordului nominalizat, precum și stabilirea instituțiilor responsabile în vederea întreprinderilor măsurilor necesare pentru realizarea prevederilor acestuia. Prevederile acordului vor asigura cadrul de colaborare în vederea reducerii sustenabile a tarifelor de furnizare pe piață cu amănuntul a serviciilor de roaming internațional, respectiv a celor de apeluri internaționale între cele două state. De asemenea, vreau să reiterez impactul acestor acorduri, după cum a fost vociferat și în ședințele precedente. Potrivit prevederilor acordului, vor fi aplicate următoarele taxe. Pentru apelurile efectuate în roaming din România, Republica Moldova, tarifele vor scădea de până la 10 ori. Pentru apelurile primite în roaming în România din Republica Moldova nu va fi perceput niciun tarif, iar pentru serviciile internet utilizate în roaming în România tarifele vor scădea de cel puțin 5 ori. De asemenea, vreau să menționez că deja unul dintre operatorii de pe piața Republicii Moldova și-a anunțat disponibilitatea implementării prevederilor acordului nemijlocit reducerea acestor tarife, începând cu 1 martie curent deja. Ceea ce evident este salutabil. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Dabija. Eu am văzut și al doilea operator deja anunțat. Știri bune pentru cetățeni. Cine este pentru aprobarea acestei hotărâri? Vă mulțumesc, aprobat. Urmează o serie de hotărâri foarte importante în domeniul sănătății, care vor aduce beneficii reale pentru oameni. Doamna Nemerenko, vă rog. Bună ziua, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi. Propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea mecanismului de includere a dispozitivelor medicale pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Proiectul propus constituie un concept absolut nou pentru sistemul medical de Republica Moldova și prevede mecanismul de asigurare cu dispozitive medicale a pacienților, având drept scop sporirea asigurării populației cu dispozitive medicale de consum curent de importanță majoră. Spre deosebire de medicamente, pentru care deja există un mecanism funcțional de compensare, în cazul dispozitivelor medicale, necesitatea creării mecanismului de compensare a acestora a apărut urmare deficiențelor sistemului existent de asigurare a pacienților cu dispozitive medicale. Actualmente, dispozitivele se procură centralizat
prin licitații cu existența în multe cazuri a unui singur agent economic câștigător, deseori fiind același câștigător de-a lungul anilor, dezavantajând atât pacienții care nu au posibilitatea de a alege produsul conform caracteristicilor individuale, cât și agenții economici de pe piață. Pe de altă parte, există dificultăți în determinarea exactă a necesarului de dispozitive medicale care ulterior cauzează nerecepționarea integrală a acestora. Exemple elocvente de dispozitive medicale de consum curent, la care pacienții au acces insuficient limitat, urmare a mecanismului de procurări centralizate sunt dispozitivele pentru măsurarea glicemiei, glucometre, teste, lanțete, stome intestinale și stome urinare pentru pacienții care au suportat operații de rezecție intestinale sau înlăturarea vezicii urinare, dar și exoprotezele mamare. Totodată, mecanismul existent de distribuire a dispozitivelor medicale prin intermediul instituțiilor de medicină primară, unde există și factorul uman, este foarte anevoioasă și imperfectă. Implementarea noului mecanism de compensare va avea un impact favorabil și beneficii precum. Pacienții vor putea alege din varietatea de produse compensate, modelul, mărimea, cantitatea necesară, deoarece proiectul prevede eliberarea dispozitivelor medicale în baza rețetei compensate în orice farmacie contractată de către Compania Națională de Asigurări în Medicină de pe teritoriul țării. Utilizarea rațională a dispozitivelor medicale și a banilor publici, luând în considerare eliberarea cantității necesare în baza rețetei compensate. Participarea lărgită a agenților economici în condiții concurențiale echitabile, care vor putea depune dosarele spre compensare cu includere ulterioară în lista dispozitivelor medicale compensate. Și posibilitatea de a recepționa dispozitivul medical de către pacienți în oricare farmacie pe teritoriul întregii țări. De exemplu, dacă cineva se afla pe o perioadă scurtă la copii la Chișinău, nu își putea ridica aceste dispozitive deoarece ele erau distribuite strict la locul său de domiciliu într-un sat îndepărtat. Acum este posibil ca aceste dispozitive să fie recepționate în oricare farmacie care are contract cu CNAM. Respectiv, prin acest proiect propunem compensarea în premieră a dispozitivelor medicale din Fondul de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală, care va spori, evident, accesul pacienților la dispozitive medicale și utilizarea uniformă a resurselor financiare alocate. Menționăm că proiectul a fost supus expertizei anticorupției și avizării juridice, recomandările cărora au fost luate în considerare la redactarea proiectului. La fel, proiectul a fost supus examinării și analizei de către grupul de lucru a Comisiei de Stat pentru Reglementarea Activității de Întreprinzător, care au susținut proiectul cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor. Implementarea proiectului este acoperită din fondurile Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală prevăzută în legea 207 din 2021 a fondurilor pentru anul 2022 și nu necesită cheltuieli suplimentare. Respectiv, pentru anul 2022 sunt preconizate 53.955.000 de lei pentru asigurarea compensării doar dispozitivelor medicale. Aici vor face parte dispozitivele pentru determinarea glicemiei, pungi colectoare pentru stome, urostome și exoproteze mamare. Reșind din cele menționate, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc mult, doamna Nimerenko. Deci, pe scurt, cei care au nevoie de dispozitive pentru a-și măsura zahărul sau după operație pentru stomă, deci ei vor putea merge la orice farmacie și primi aceste dispozitive compensate. Și se elimină toate aceste mișmașuri în achiziții și este mult mai accesibil pentru cetățean. O să rog doamna Nimerenko să ieșim împreună în conferința de presă, să explicăm un pic pe înțelesul oamenilor schimbările care vor avea loc și de când ele vor fi implementate. Cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Vă mulțumesc. Următorul subiect, doamna Nimerenko, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, colegi, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea mecanismului de negociere pentru includerea medicamentelor și sau dispozitivelor medicale pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Și acest proiect prevede în premieră, de asemenea, aprobarea mecanismului de desfășurare a procesului de negociere
a prețurilor pentru medicamente și dispozitive medicale compensate din fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală și are drept scop asigurarea populației cu medicamente și dispozitive medicale cost-eficiente. Mecanismul de negociere propus este prevăzut pentru dispozitivele medicale cu utilizare în condiții de ambulator și, de asemenea, pentru anumite tipuri de medicamente, așa ca medicamentele pentru care pe piața farmaceutică există o singură denumire comercială în cadrul unei denumiri comune internaționale pentru medicamentele biologice, inovative, costisitoare și medicamente cu destinație specială. La moment, una din categoriile de medicamente pentru care se prevede aplicarea mecanismului de negociere sunt analogii de insulină. Practica actuală prin care analogii de insulină se procură centralizat în cadrul programelor naționale demonstrează pe parcursul ultimilor ani deficiențe majore. Astfel, în cadrul licitațiilor publice s-au conturat premize pentru monopolism, iar nonconformitățile la nivel de estimare a necesarului cauzează ulterior sau suprastocuri sau stocuri insuficiente de anumite tipuri de insulină. De asemenea, cum am remarcat și în prima hotărâre, în primul proiect de hotărâre de guvern, există probleme destul de serioase la capitolul distribuirii. În cele din urmă, deficiențele menționate se răsfrâng toate asupra pacientului și accesului său la acest tip de medicamente. Pentru dispozitivele medicale propuse spre compensare din fondul de asigurări medicale, este esențial mecanismul de negociere, dat fiind faptul că prețul acestora nu este reglementat în Republica Moldova, așa cum este la medicamente. Considerăm că aplicarea mecanismului de negociere va micșora povara financiară, va permite o gestionare maxim eficientă a resurselor financiare alocate pentru asigurarea populației cu medicamente și dispozitive medicale în condiții de ambulator. Menționăm de asemenea că proiectul a fost supus expertizei anticorupție, avizării juridice, recomandările au fost luate în considerare și de asemenea proiectul a fost trecut prin avizarea grupului de lucru a Comisiei de Stat pentru reglementarea activităților de întreprinzător. Implementarea proiectului este acoperită din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală prevăzută prin aceeași lege pentru anul 2022, sunt preconizate 763.887.000 pentru programul servicii destinate compensării medicamentelor și dispozitivelor medicale. Implementarea nu necesită cheltuieli suplimentare și la pregătirea legii fondurilor pentru anul 2022 am luat în calcul absolut toate aceste modificări cu care venim acum, astfel ca să existe banii suficienți alocați. Reieșind din cele menționate, rog susținerea proiectului și vreau să menționez că acest mecanism de negociere propus este în premieră, să subliniez că este în premieră pentru Republica Moldova și este utilizat absolut în toate țările Uniunii Europene și vecine. Mulțumesc! Doamna Nemirenko, asta ar trebui să ducă și la utilizarea mai rațională, mai eficientă a fondurilor și la îmbunătățirea calității acestor produse, corect? Da. Vă mulțumesc. Cine este pentru aprobarea acestei hotărâri? Aprobat. Continuați, doamna Nemirenko, vă rog. Și propun a treilea proiect de hotărâre de guvern care face parte din acest pachet de hotărâri de guvern dedicat compensării dispozitivelor medicale și medicamentelor, se referă la prescrierea și eliberarea medicamentelor și sau dispozitivelor medicale compensate pentru tratamentul în condiții de ambulator a persoanelor înregistrate la medicul de familie. Proiectul prevede mecanismul de prescriere și eliberare a medicamentelor, care conține elemente absolut noi, și a dispozitivelor medicale compensate, care este unul anunțat în premieră, și are drept scop asigurarea disponibilității și accesibilității medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate pentru populație. Prin acest proiect au fost ajustate condițiile contractuale cu prestatorii de servicii farmaceutice în scopul îmbunătățirii accesului populației la medicamente și dispozitive medicale în cantități adecvate, în formele farmaceutice necesare și în dozele respective la prețuri rezonabile. La fel au fost revizuite responsabilitățile atribuite Companiei Naționale de Asigurări Medicină și prestatorilor de servicii farmaceutice încadrați în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală și stipulate în contractul tip
privind eliberarea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate din fondul de asigurări obligatorii de asistență medicală. O altă normă supusă modificării prin acest proiect, condiționate de numeroase solicitări din partea beneficiarilor și prestatorilor de servicii farmaceutice, este soluționarea problemei privind ambiguitatea normelor de eliberare a cantității medicamentului compensat, conform prescripției medicului și eliberarea conform ambalajului primar al medicamentului, fără deteriorarea deschiderea acestuia. Vin cu un exemplu. Cantitatea de preparat prescrisă de către medic, de exemplu, conține 90 de unități terapeutice, mai simplu fiind spus, 90 de pastile. Însă farmaciile dispun de un produs comercial pe raft care conține 100 de unități terapeutice per ambalaj. În acest caz, deci diferența de 10 pastile trebuia achitat de pacient, chiar dacă acest medicament era livrat totalmente gratuit. Sau pacientul trebuia să facă o cale întoarsă la medic ca să schimbe această rețetă. Acum va fi posibil ca unitatea farmaceutică să vină cu rectificări în sistemul informațional și în rețetă, astfel ca această recepționare a medicamentului să fie confortabilă pentru pacient și să nu mai facă aceste drumuri. Menționăm de asemenea că proiectul a trecut absolut toate expertizele ca și celelalte două și aceste trei proiecte, este important să menționez, sunt interdependente toate între ele, prin care se asigură funcționalitatea întregului mecanism propus de la inițierea includerii medicamentelor și dispozitivelor medicale în lista celor compensate, continuând cu procesul de negociere și finalizând cu prescrierea și eliberarea. Impactul implementării acestor proiecte va fi unul major, măsurabil prin utilizarea eficientă a bugetelor alocate, dar cel mai important, ceea ce ne-am dorit să atingem, este creșterea satisfacției pacientului care va beneficia de aceste medicamente și dispozitive medicale. Reieșind din cele menționate, rog susținerea proiectului. Mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Vă mulțumesc. Trecem la un alt subiect, dar tot în sănătate. Doamna Nimerenco, vă rog. Doamna prim-ministru, stimați colegi, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea Programului Național de Răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025. Scopul acestui program este reducerea poverii tuberculozei ca problemă de sănătate publică în Republica Moldova prin asigurarea accesului universal la servicii de prevenire, diagnostic și tratament de calitate, prin aplicarea intervențiilor strategice centrate pe pacient. Iar obiectivul general al programului este ca să diminuăm povara tuberculozei în Republica Moldova prin reducerea mortalității cu 75% și a incidenței cu 50%. Programul DAT include 7 obiective specifice importante axate pe componentele prioritare de control și reducerea impactului tuberculozei, precum asigurarea accesului universal la screening sistematic al contactelor și grupurilor cu risc sporit la tuberculoză, asigurarea accesului universal de diagnostic precoce și la testele de sensibilitate la medicamente, inclusiv utilizarea testelor rapide, asigurarea accesului echitabil la tratament de calitate și îngrijiri continue prin abordare centrate pe persoană și suport în baza necesităților concrete ale persoanei, asigurarea continuității serviciilor medicale, gestionarea comorbidităților și problemelor sociale-economice în baza necesităților persoanei, extinderea tratamentului preventiv al tuberculozei, consolidarea abordării centrate pe persoane, sensibile la gen, bazate pe drepturile omului, pentru a crea un răspuns eficient și durabil la tuberculoză și consolidarea capacității naționale de cercetare și inovare în domeniu. Rezultatele așteptate în urma implementării acestui program către anul 2025, estimate și corelate cu strategia Organizației Mondiale a Sănătății, ENTB, prevăd atingerea ratei de depistare a cel puțin 90% printre cazurile cu tuberculoză multidrog rezistentă, rate de succes a tratamentului printre
cazurile noi și recidivii de tuberculoză sensibilă, iarăși de asemenea, de cel puțin 90%, ratei de succes a tratamentului de cel puțin 80% printre cazurile noi de tuberculoză rezistentă la rifampicină și multidrog rezistentă și rata de vaccinare de cel puțin 95% la nou născuți cu vaccinul Bacillus Calmette-Guerin. Performanța programului va fi evaluată în baza indicatorilor de program care vor reflecta realizarea activităților expuse în planul de acțiuni. Activitățile care au fost planificate pentru anul 2022 au fost realizate și implementate conform planului de acțiuni, astfel bugetul pentru anul 2022 fiind executat și nefiind inclus în acest program, deși elaborarea lui a fost începută mult mai înainte. Costul estimativ al programului este de 1.368.121.000 lei. Finanțarea programului va implica mijloace financiare aprobate anuale în bugetul public național, precum și alte surse conform legislației în vigoare. Inclusiv avem încă foarte multe fonduri pentru realizarea acestui program care vin de la partenerii internaționali, unul din cei mai importanți fiind Fondul Global de Luptă contra Tuberculozei și HIV-SIDA. Acestea fiind spuse, rog ca să susțineți acest proiect. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Nimerenko. La nivel internațional este vestit un studiu în comunitatea de cercetători care a fost făcut în acest domeniu în Moldova, deci un studiu randomizat la cele mai înalte standarde de cercetare în medicină și în domeniul politicilor sociale, unde s-a demonstrat eficacitatea observării video a tratamentului la tuberculoză, care face mai comodă cumva aflarea acasă a pacientului și permite observarea în așa fel ca să reducem aceste cazuri de rezistență la medicamentele de tuberculoză și cred că este un merit mare a tuturor celor care au fost implicați în acest studiu și înțeleg că aceste practici din Moldova au fost preluate și la nivel internațional. Și sper că sunt incluse și în acest program. Sunt incluse asemenea practici? Da, cu atât mai mult că acest program avem al dezvoltat pentru 4 ani de zile și din aceste motive am inclus deci, obiective atât de ambițioase de a atinge și rată de depistare, dar în special la ceea ce vă referiți dumneavoastră, asigurarea unei rate de succes a tratamentului, în special când vorbim de recidivile de tuberculoză, dar și cazurile noi, de cel puțin 90%. Deci această rată de succes poate fi atinsă într-adevăr prin utilizarea a multor metode și tehnologii noi, inovaționale, care sunt propuse și într-adevăr au fost realizate în baza acelor experiențe care au existat în Republica Moldova. Astfel, acest studiu a fost pus în baza unor asemenea practici care au fost înregistrate aici la noi. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Vă mulțumesc. Următorul raportor, domnul Gaibu. Un alt proiect important. Doamnă prim-ministru, stimați colegi, propun în atenția dumneavoastră două proiecte ce țin de implementarea unor reglementări tehnice, unul privind echipamentele individuale de protecție și celălalt privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși, într-adevăr foarte importante. Este vorba de aliniere la acquis-ul comunitar, este vorba de două regulamente care au fost aprobate de către Uniunea Europeană, este vorba de numărul 425 din 2016 și 426 din 2016. Deci, în privința echipamentelor individuale de protecție, se propune implementarea acelui regulament despre care am menționat 2425 privind echipamentele individuale de protecție, care a fost aprobat cu abrogarea directivei din 1989, care este învechită a Consiliului Uniunii Europene și prevede abrogarea hotărârii respectiv a guvernului numărul 1289 din 2016. Și care prevedea aprobarea reglementărilor tehnici privind echipamentul digital de protecție și respectiv aprobarea noului regulament pe care îl propunem acum prin proiectul hotărârii de guvern și ține de asemenea privind echipamentele digitale de protecție. Acest nou regulament va avea un termen
de implementare de 12 luni, astfel încât agenții economici să aibă timp suficient pentru a sublinia la cerințele acestea. Și în acest context, proiectul prezentat concretizează o serie de prevederi care erau mai ambigue și nu permiteau o implementare coerentă a hotărârii de guvern anterioare. Cerințele privind echipamentele individuale de protecție sunt mai exacte, vor fi aplicate și se va reglementa condițiile privind introducerea pe piață, cerințele esențiale de sănătate și securitate, obligații de producătorilor, reprezentanților autorizați, importatorilor, distribuitorilor și stabilește și categoriile de risc ale echipamentelor, precum și procedurile de evaluare a conformității. Astfel, echipamentele sunt introduse pe piață numai dacă respectă cerințele respective și nu pun în pericol sănătatea sau securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a unurilor, atunci când sunt întreținute corect și utilizate în scopurile pentru care au fost proiectate. Cu această ocazie, în contextul celor expuse, rup aprobarea proiectului de hotărâre privind adoptarea reglementării tehnice privind echipamentele individuale de protecție. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru aprobarea acestui proiect? Vă mulțumesc. Continuați, domnul Gagu. Da. Deci, al doilea proiect și reglementare tehnică ce ține de aparatele consumatoare de combustibil gazoș este propus spre adoptare pentru implementarea prevederilor regulamentului Uniunii Europene numărul 426 din 2016. Privind aparatele consumatoare de combustibil gazoș și respectiv care abrogă directiva din 2009, numărul 142, și prevede abrogarea respectiv și a hotărârii guvernului numărul 1329 din 2016 a Republicii Moldova cu privire la aprobarea reglementării tehnice aparate consumatoare de combustibil gazoș. La fel ca și hotărârea de guvern anterioară și reglementarea anterioară, aceasta prevede intrarea în vigoare a reglementărilor date în termen de 12 luni din momentul publicării hotărârii de guvern și prevede următoarele elemente cheie. Utilizarea terminologiei specifice sectorului aparatelor consumatoare de combustibil gazoș, descrierea procedurilor de evaluare a conformității, obligațiilor agenților economici, are o precizare sporită față de hotărârii de guvern anterioară, și definește 13 termeni noi, spre deosebire de 4 care erau anterior. De asemenea, deoarece progresul tehnologic crește posibilitatea de a opera cu temperaturi mai înalte, respectiv extinde domeniul de aplicare, în speță prin excluderea limitei de temperaturi de 105 grade ape pentru aparatele respective și respectiv permite utilizarea tehnologiilor mai noi care operează cu temperaturi mai înalte. De asemenea, stabilește cerințe esențiale pentru utilizarea rațională a energiei și corelarea acestora cu cadrul legal național privind proiectarea ecologică și eficienței energetice. Menționăm că noua reglementare tehnică nu va afecta utilizarea aparatelor consumatoare de combustibil gazoș care deja sunt în exploatare pe teritoriul Republicii Moldova. Ele se vor referi doar la echipamentele care vor fi noi introduse în Republica Moldova. Reglementarea stabilește responsabilitățile clare și ale agenților economici pe fiecare de categorii, producători, reprezentanților autorizați, importatorilor și distribuitorilor, precum și competențele autorităților de supraveghere a pieței. Totodată, aceasta cuprinde norme explicite privind aplicarea marcajului de conformitate și întocmirea declarațiilor de conformitate. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc, domnul Gaibu. Eu vă rog în comunicatele de presă să fie și informații pe înțelesul cetățenilor, măcar cu anumite exemple, pentru că aparatele consumatoare de combustibil gazoș și cam nu prea se înțelege pentru consumatorul de rând. Într-adevăr, este foarte tehnic documentul, dar vă ne vom strădui să dăm explicații și pentru cetățeni. Vă mulțumesc. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Următorul subiect ține de reglementări cu impact major asupra siguranței alimentelor și sănătății oamenilor. Domnul Gherciu, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri a Guvernului. Prezentul proiect este elaborat în temeiul prevederilor articolului 3.
34, aliniatul 2 din legea numărul 306 din 2018, privind siguranța alimentelor, și articolul 37, aliniatul 3 din legea 279 din 2017, privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. Proiectul prevede noi cerințe de calitate și siguranță alimentară pentru produsele de origine animalieră, în special pentru carne de pasăre și ouăle de consum din comerț. Noile modificări au scopul de a exclude riscul comercializării produselor alimentare periculoase și necalitative, apariția diferitor boli și toxi-infecții alimentare. Proiectul stabilește standardele minime de calitate pentru comercializarea ouălor de consum și cerințele de etichetare a acestora. De asemenea, va fi reglementat conținutul maxim de apă al carcaselor de pasăre congelate sau congelate rapid, precum și va fi stabilit un mecanism al controalelor atât la laboratoare cât și la toate etapele comercializării. Totodată, proiectul prevede anumite cerințe de etichetare care să mențină metoda folosită de răcire a cărnii și modul de creștere a păsărilor. Perfecționarea cadrului normativ național va asigura inovativitatea și calitatea produselor alimentare. Totodată, în acest mod va fi sporită competitivitatea produselor alimentare de origine animalieră și va fi facilitată obținerea dreptului de export a acestora, fiind asigurată calitatea conform cerințelor Uniunii Europene. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului dat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Deci standarde de calitate care să asigure siguranța alimentelor și sănătatea cetățenilor. Trebuie neapărat să mergem pe această cale ca să... Exact. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Vă mulțumesc! Următorul subiect, din nou, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, doamna Dabija. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, supun atenție dumneavoastră hotărârii Guvernului privind aprobarea regulamentului de stabilire a cerințelor de utilizare a spațiului aerian și a unor proceduri de operare în ceea ce privește navigația bazată pe performanțe. Proiectul a fost elaborat în temeiul stipulărilor codului aerian, precum și în contextul implementării prevederilor anexei numărul 3 la acordul privind spațiul aerian comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012. Proiectul regulamentului de asemenea transpune integral prevederile regulamentului de punere în aplicare al Comisiei din 11 iulie 2018 de stabilire a cerințelor de utilizare a spațiului aerian comun și a unor proceduri de operare în ceea ce privește navigația bazată pe performanțe. Respectivele cerințe și proceduri ce se propun a fi aprobate prin intermediul prezentului proiect se întemeiază pe norme elaborate de Organizația Aviației Civile Internaționale, iar punerea în aplicare a acestora derulează în conformitate cu Planul Mondial de Navigație Aeriană și cu Planul General European de Management al Traficului Aerian. Elaborarea proiectului este condiționată și de creșterea continuă a transportului aerian, care generează cereri tot mai frecvente de utilizare a spațiului aerian disponibil, accentuând astfel necesitatea de a fi utilizat cât mai eficient și mai eficace posibil. Asigurarea managementului traficului aerian cu ajutorul navigației bazate pe performanțe va duce în cele din urmă doar beneficii în materie de siguranță, va spori capacitatea și eficiența prin optimizarea rutiilor serviciilor de trafic aerian și a procedurilor de apropiere instrumentală. Implementarea prevederilor regulamentului va îmbunătăți precizia traiectoriei de apropiere și va facilita secvențierea traficului într-un stadiu timpuriu, astfel încât să poată fi redus consumul de combustibil, dar și nemijlocit îmbunătățit impactul asupra mediului înconjurător. Proiectul, evident, este unul tehnic de astă dată, a fost supus procedurii de avizare și de coordonare conform prevederilor normative. Toate obiecțiile și propunerile au fost considerate la definitivare. Solicităm aprobarea acestuia. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Următorul raportor, doamna Revenco. Bună ziua, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi. Prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Guvernului numărul 902 din 2015 cu privire la Consiliul Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat.
Astfel se propune actualizarea componenței Consiliului Național pentru Managementul Integrat al Frontierii de Stat prin ajustarea acestei la structura actuală a administrației publice centrale. Amintesc că Consiliul reprezintă un organ consultativ permanent și servește drept o platformă pentru eficientizarea comunicării și colaborării dintre toate autoritățile din sistemul managementului integrat al frontierii de stat, ceea ce este absolut imperios pentru funcționarea deciziilor tuturor autorităților, ce vizează unele comune ce urmează a fi întreprinse în vederea securizării frontierii de stat și realizării unui management eficient și performant al acesteia. Aprobarea proiectului va contribui de asemenea la consolidarea capacității Consiliului și realizarea obiectivului de frontiere deschise, bine controlate și securizate. Luând în considerație cele menționate, rostul obținerea proiectului. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea proiectului? Aprobat. Următorul subiect, din nou, doamna Revenco. Mulțumesc, doamna prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea semnării acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Ministri al Republicii Albania privind cooperarea polițienească. Obiectivul de bază al acestui acord constă în propulsarea cooperării dintre ambele state în domeniul combaterii infracțiunilor legate de criminalitatea transfrontalieră, fabricării și traficului de stupefiante, traficului de ființe umane și exploatării sexuale a copiilor, furtului și traficului ilicit de arme și armament, dar și în alte domenii, precum eradicarea criminalității informatice. Semnarea acordului bilateral va facilita schimbul de informații și bune practici între structurile de poliție din ambele state. Menționez că prevenirea și combaterea criminalității organizate este o direcție prioritară în activitatea Ministerului Afacerilor Interne, și ocupă un loc important în dialogul de cooperare polițienească internațională și în special în zona Balcani. Luând în considerație cele menționate, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, doamna Revenco. Cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Următorul raportor, domnul Năsatăi. Stimată doamnă prim-ministru, domnilor membri ai Guvernului, propun spre aprobare proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea regulamentului cu privire la modul de acordare a locuințelor de serviciu administrate de către Ministerul Apărării și Unitățile Militare ale Armatei Naționale, aprobat prin hotărârea de guvern numărul 874 din 2015. Proiectul în cauză a fost elaborat în corespundere cu prevederile legii numărul 75 din 2015 cu privire la locuințe. Scopul proiectului constă în asigurarea utilizării conform destinației a locuințelor de serviciu administrate de către Ministerul Apărării, precum și respectarea legislației cu privire la locuințele de serviciu și folosirea acestora. Raționamentul ce a impus elaborarea acestuia a fost depistarea varilor lacune și problemelor juridice întâmpinate de către autoritatea publică în procesul de repartizare a locuințelor de serviciu, cât și sub aspectul adoptării unor decizii sub formă de acte administrative cu caracter individual în privința locuitorilor. Este de menționat faptul că aprobarea acestui proiect va avea un efect pozitiv prin prisma alăturării neajunselor depistate pe parcursul acțiunii actului normativ. Proiectul în cauză a trecut procedura de consultare și avizare cu autoritățile și instituțiile publice de resort. Având în vedere cele menționate, solicit aprobarea proiectului de hotărâre de guvern. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Vă mulțumesc. Următorul raportor, domnul Udrea. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională funcționarilor publice în anul 2022. Proiectul de hotărâre a fost elaborat de către Cancelaria de Stat în urma unui proces amplu de identificare a necesităților de dezvoltare profesională a funcționarilor publici. În comanda de stat pentru anul 2022 sunt prevăzute 13 programe de instruire pentru 1100 de persoane, inclusiv pentru 700 de persoane din cadrul autorităților publice centrale și 350 de persoane din autoritățile administrației publice locale. Proiectul hotărârii Guvernului se încadrează în limita mijloacelor financiare alocate în acest scop pentru anul 2022. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru aprobarea acestui proiect?
Domnul Udrea, eu vă rog să evaluăm eficacitatea acestor studii, să găsim mecanisme pentru ca să vedem cum aceste cursuri de instruire ajută la creșterea productivității funcționarilor și calității produselor în acest sens. Pentru că avem foarte, foarte mult de lucrat aici. Și inclusiv trebuie să vedem cum au loc aceste instruiri, cine le predă, cine vine la aceste instruiri, care este impactul lor asupra cunoștințelor și capacităților funcționarilor. Pentru că toți noi aici, toți miniștrii, ne confruntăm cu probleme în ceea ce privește calitatea politicilor publice elaborate. Vă mulțumesc și continuați, vă rog, cu următoarea hotărâre. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului din numărul 201 din 2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor legii numărul 158 din 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Proiectul a fost elaborat de către Cancelarea de Stat în conformitate cu legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, într-o exercitare atribuției Cancelarei de Stat de asigurare a realizării politicii statului în domeniul managementului funcției publice și al funcționarilor publici. Scopul proiectului constă în revizuirea mecanismului de organizare și desfășurare concursului pentru conducătorii și adjuncții conducătorilor organului din subordinea ministerilor și altor autorități administrative. Experiența concursurilor desfășurate anterior a reiterat necesitatea de modificare și adaptare procedurii de recrutare și selectare la specificul postului, procesele și tendințele actuale. Ținând cont de cerințele față de candidați la aceste funcții manageriale, se propune înlocuirea probei scrise, care este una tehnică, ca etapă concursului de ocupare a funcției cu competiția dosarelor, care include analiza conceptului de dezvoltare instituțională, experiența candidatului, etc. Un alt element inovator al proiectului constituie extinderea listei de întrebări prin includerea întrebărilor despre motivația de accedere la funcția publică, despre etica profesională și bună reputație, etc. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc. Vă mulțumesc mult. Sunt întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru aprobarea acestei hotărâri? Vă mulțumesc. Următorul subiect, doamna Marinco. Doamnă prim-ministru, colegi, propun atenției dumneavoastră avizul la proiectul de lege privind modificarea unor acte normative ce vizează prestarea serviciilor farmaceutice în unități mobile, înregistrat cu titlul de inițiativă legislativă din partea unui grup de deputați, numărul 236, din 10 septembrie 2021. Amendamentele propuse în proiect vizează legalizarea comerțului medicamentelor în afara farmaciilor comunitare, în așa numitele unități mobile, operându-se modificări la trei acte legislative. Guvernul a examinat impactul inițiativei legislative asupra fiecărei legi în parte și concluzionează că aplicarea, în special a amendamentelor propuse la legea numărul 1456 din 1993 cu privire la activitatea farmaceutică, va afecta semnificativ întregul sistem de sănătate, dat fiind faptul că medicamentul nu este un produs obișnuit comercial, dar conform definiției date de Organizația Mondială a Sănătății, acesta este o substanță sau amestec de substanțe utilizate în diagnosticarea, tratamentul, ameliorarea sau prevenirea unei boli ori a tulburărilor funcționale. Pentru asigurarea efectului terapeutic al medicamentului este obligator să se respecte regimul de păstrare corespunzător grupei farmacoterapeutice și proprietăților sale fizico-chimice. Dacă sunt încălcate normele prevăzute de farmacopee și alte documente analitico-normative din domeniu, se stabilesc standarde și cerințe obligatorii față de calitatea medicamentelor, orice medicament își poate diminua efectul terapeutic, poate provoca reacții adverse sau chiar deveni toxic și nociv. Trebuie de menționat că populația în localitățile rurale este acoperită în prezent cu asistență farmaceutică, în special cu medicamente compensate și cele de importanță socială. În acest sens, în anul 2008, în centrele medicilor de familie, din cadrul centrelor de sănătate, din localitățile rurale, în care nu se presta asistență farmaceutică
și nu existau farmacii comunitare contractate de Compania Națională de Asigurări Medicină, au fost create filiale ale secțiilor de asistență cu medicamente și dispozitive. Secțiile sunt conduse de farmaciști cu studii superioare, responsabili de completarea sortimentului necesar, de asigurarea controlului privind respectarea regulilor de păstrare, prescriere, evidența medicamentelor, dar și de bună funcționare a filialelor, în cadrul cărora a fost permisă activitatea lucrătorilor medicali cu studii medii speciale, reieșind din lipsa specialiștilor cu studii farmaceutice. La data efectuării studiului, în ianuarie 2022, în localitățile rurale activau 410 farmacii comunitare licențiate și 505 filiale ale centrelor de sănătate contractate cu Compania Națională de Asigurări Medicină, care prestau activitate farmaceutică controlată. Normativele demografice stipulate în legea 1456-93, la care am făcut referire, articolul 19, sub punct 5, prevăd că farmacia se înființează de asemenea la un număr de la 3.000 la 4.000 de locuitori, însă conform datelor Biroului Național de Statistică, doar 104 localități au un număr mai mare de 3.000 de locuitori. În același timp, conform datelor prezentate de CNAM, 915 unități farmaceutice sunt prestatoare de servicii farmaceutice în urma încheierii contractelor, fapt ce demonstrează că și localitățile rurale sunt asigurate cu asistență farmaceutică. Totodată, dorim să menționăm că Ministerul Sănătății are în prezent un grup de lucru care cercetează toate posibilitățile și experiențele internaționale cu referire la dezvoltarea rețelei farmaceutice în localitățile îndepărtate și rurale. Intenția parcă bună a autorilor proiectelor de a acorda asistență farmaceutică populației din zonele rurale nu poate fi aplicată fără ca să fie încălcate normele stabilite în legislație existentă, fapt care pune în pericol viața consumatorilor de medicamente. Aplicarea amendamentelor va genera riscul de excludere a controlului calității serviciilor farmaceutice, fapt care poate genera următoarele riscuri. Realizarea medicamentelor neautorizate sau chiar contrafăcute, eliberarea medicamentelor de către nespecialiști, fără supravegherea unui farmacist responsabil, încălcarea condițiilor de păstrare a medicamentelor, imposibilitatea de a controla prețurile medicamentelor. În contextul celor expuse, având drept temei prevederile actelor normative, dar și argumentele expuse de către Ministerul Economiei, Finanțelor, Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Justiției, Agenției Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale, Companiei Naționale de Asigurări Medicină, proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă nu se susține. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui aviz? Mulțumesc! Următorul subiect, doamna Revencu. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră dispoziția Guvernului cu privire la organizarea și desfășurarea manifestărilor consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței în data de 2 martie. Anul 2022 este declarat anul recunoștinței față de veteranii de război, participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. În acest sens, documentul include planul manifestărilor, care vor fi desfășurate în semn de recunoștință a statului și a societății față de meritele deosebite ale veteranilor conflictului armat din anul 1992. Conform planului, persoanele cu dizabilități de pe urma acțiunilor de luptă și familiile celor căzuți la datorie vor primi un ajutor material anual, iar veteranii războiilor vor beneficia de un examen medical complex și, în caz de necesitate, de un tratament spitalicesc și balneosanitorial. De asemenea, urmează a fi organizate expoziții de documente și materiale istorice consacrate eroilor căzuți, competiții sportive și activități educativ-patriotice în cadrul instituțiilor de învățământ. Totodată, participanții la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței țării se vor întâlni cu recruții tinerii angajații armatei naționale, ai serviciilor de informații și securitate și instituțiilor subordonate a Ministerului Afacerilor Interne. Evenimentele se vor desfășura cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19, stabilite în hotărârile Comisiei Naționale și Extraordinare de Sănătate Publică. Luând în considerație cele menționate, rog susținerea dispoziției. Vă mulțumesc. Cine are întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestei hotărâri?
Vă mulțumesc, doamna Revenco, vă mulțumesc pentru participare la ședință și vă dorim să multă sănătate. Următorul subiect, domnul Litvinenko. Da, mulțumesc. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint în continuare avizele guvernului la două inițiative legislative, subiectul 25 și subiectul 26, ambele țin de lichidarea funcției de director general adjunct al Agenției Naționale pentru soluționarea contestațiilor. Aceste inițiative au ca obiectiv optimizarea cheltuielilor bugetare ale Agenției Naționale pentru soluționarea contestațiilor. În argumentarea sa, autorul inițiativelor susține că menținerea unei funcții managerială în plus este inutilă, întrucât această funcție director general adjunct există pentru asigurarea atribuțiilor directorului general în lipsa acestuia, ori în lipsa directorului, aceste atribuții pot fi executate de către unul din consilieri delegat de către directorul general după necesitate. Deci, în primul caz, autorul inițiativei propune modificarea hotărârii Parlamentului cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru soluționarea contestațiilor și în proiectul respectiv se propune lichidarea funcției de director general adjunct. Guvernul susține prin aviz această inițiativă legislativă. Rog respectuos susținerea în aprobarea avizului guvernului. Mulțumesc. Presupun că nu m-ați auzit, da? Nu, a fost o problemă de sunet. Vă rog, prezentați și a doilea sau votăm a doilea aviz că e în aceeași cheie cum l-ați prezentat? Îl prezint și pe a doilea și urmează să le votăm. Vă rog. Și în continuare, încă un aviz a guvernului la a doilea proiect în același context și baza acelorași argumente. Deci prin a doua inițiativă se propune modificarea legii cu privire la achizițiile publice, tot în sensul lichidării funcției de director general adjunct al Agenției Naționale pentru soluționarea contestațiilor. Guvernul susține și această inițiativă, doar că în afară de modificarea legii privind achizițiile publice, mai urmează a fi modificată și legea privind statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică. În avizul guvernului se propune și textul final al proiectului legii. Rog susținerea și a acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Aprobat. Și ultimul subiect, conform celor votate când am votat agenda, domnul Nosati. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul de hotărâre de guvern privind actualizarea componenței Consiliului Național pentru Probleme Veteranilor de Război, aprobat prin hotărârea de guvern numărul 20 din 2020, activitatea căruia ține de coordonarea politicii de stat, programelor, planurilor și acțiunilor de protecție socială a veteranilor de război. Este un proiect tehnic de modificare a componenței Consiliului din anexa numărul 1 la hotărârea de guvern numărul 20 din anul 2020. Prin urmare, rog susținerea în vederea aprobării proiectului hotărârii guvernului menționat. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru aprobarea acestei modificări? Aprobat. Aici încheiem ordinea de zi. Sunt careva întrebări sau comentarii adiționale? Dacă nu sunt, vă mulțumesc și vă doresc o zi productivă. Zi productivă.